Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai mari fermieri din România, avertizează că prețul cărnii de porc s-ar putea dubla în perioada următoare, din cauza scumpirii energiei, a furajelor și din cauza pestei porcine africane, care a redus efectivele de animale, iar în țară s-ar mai produce doar 15% din consumul de carne. Conform știri de Cluj.ro, directorul combinatului agroindustrial Curtici, Dimitrie Muscă, a declarat pentru Ager Press că scumpirea alimentelor are loc galopant, iar carnea de porc urmează să se scumpească tot mai mult. Principala cauză, sigur că este creșterea prețurilor furajelor, dar nu mai puțin creșterea prețului la energia electrică și la gazul metan, care se folosește în agricultură, mai ales acolo unde avem industrializare, pentru că abatorizare, fabrică de lapte, pâine nu se pot face fără gaz. Prețul porumbului a crescut la 1,5-1,6 lei, dar nu este la cel mai înalt nivel la care ar urma să fie, a spus Muscă. În cazul cărnii de porc, fermierul a spus că o altă cauză majoră pentru scumpirile care au avut loc și vor urma este pesta porcină africană, care a redus efectivele de porci din România, iar la ora actuală se importă circa 85% din carnea de porc consumată în România. Directorul combinatului agroindustrial Curtici consideră că autoritățile nu au luat măsuri suficiente pentru a se combate pesta porcină, iar porcii mistreți sunt în continuare principalul vector de răspândire a bolii. Nu au făcut dezinfectare, nu au făcut îngroparea cadavrelor din pădure. Toate țările din Europa fac goană pentru a distruge și a preîntâmpina răspândirea pestei porcine africane. La noi, mistresul s-a dovedit foarte clar că a fost vectorul cel mai important. Nu gospodăriile, populației au fost cel mai important vector, pentru că la gospodării se intervine foarte ușor. Repede vin DSV-urile și omoară porcii și au rezolvat problema. Dacă n-ar mai fi acest vector care este mistrețul, în mod sigur am putea stăpâni această treabă, a spus Muscă potrivit Ager Press. El crede că singura șansă este ca populația de mistreți să fie distrusă în totalitate, iar repopularea să se facă după câțiva ani, când pesta a dispărut complet din România. În 2021, peste 20.000 de porci dintr-o fermă a combinatului agroindustrial Curtici au fost uciși preventiv din cauza pestei porcine africane, relatează știri de Cluj.ro.